Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou episod din Jurnale FUNU, podcastul care își propune să analizeze cursele din marele circ și unde încerc să vă ofer perspectiva mea asupra celor mai importante lucruri care se întâmplă în Formula 1. Eu sunt Alexandru Cascatău, pilot de curse în Supercar Challenge și voi fi astăzi gazda dumneavoastră pentru cel de-al doilea episod din această serie. Vorbim astăzi despre. Etapa cu numărul 11 din 2020, marele premiu al Eiffelului, al regiunii Eiffel din Eiffel. Nici nu știu cum e corect tradus acest mare premiu în limba română, dar mai important decât atât este că am avut din nou o cursă de Formula 1 la Nürburgring, legendarul circuit din Germania, unde Formula 1 nu mai fusese din 2013. Deci, iată că pandemia asta de coronavirus a dat peste cap destul de mult calendarul din Marele Circ și am ajuns să avem mult mai multe mari premii în Europa decât anticipam inițial. Vă las pe voi să-mi spuneți dacă e un lucru rău sau un lucru bun. Mie mi se pare un lucru bun, ținând cont că Europa este de departe continentul cu cea mai însemnată tradiție în ceea ce privește cursele în general, dar în special formula 1. În episodul de astăzi vom vorbi desigur despre performanța lui Lewis Hamilton. El a egalat cu victoria de la Nürburgring recordul all-time de victorii deținut de Michael Schumacher. Ambii au acum în cont 91 de succese în cursele de Grand Prix. O performanță absolut senzațională, nu cred că se aștepta nimeni să fie egalat acest record atât de, de curând. Vorbim și despre Daniel Ricardo, performanța care l-a făcut să um, urce pe podium cu Renault, un pariu câștigat de Daniel Ricardo cu Cyril Abetebul, șeful de la, de la Renault. Trecem puțin în revistă și performanța Red Bull Racing și în special lui Max Verstappen. Vedem acolo cum au evoluat e-carturile între Red Bull Racing și Mercedes de-a lungul acestui sezon. Și în final, puțin despre Kimi Raikkonen, veteranul din Formula 1, cel mai bătrân pilot de pe grilă, um, scrie și el o mică filă de istorie cu ocazia acestui premiu. Haideți să începem! Ei, și cum ar fi fost dacă am fi avut o cursă pe ploaie? <laughs> am spus asta și la finalul podcastului trecut a devenit deja o glumă sezonul ăsta. Toate prognozele ne anunță înaintea weekendului de cursă că o să plouă de o să rupă în, în ziua de duminică și până la urmă nu se întâmplă. Nu s-a întâmplat nici aici, în schimb s-a întâmplat vineri când cele două sesiuni de antrenamente libere nu au putut avea loc. Elicopterul medical care în regulamentul FIA se spune că trebuie să ajungă la un spital în 20 de minute sau mai repede, dacă nu mă înșel, nu a putut decola în acele condiții meteo neprielnice, astfel că echipele și piloții au avut practic o, o muncă mult mai intensă pentru ziua de sâmbătă când s-a putut rula în cele din urmă. Mie mi s-a părut foarte păcat, un mare păcat chestia asta, fiindcă așteptam să văd cum performează cei doi juniori Ferrari, Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher și Calum Milot, ambii piloți în Formula 2, trebuiau să-și facă debutul oficial în Formula 1 în weekendul trecut. Mick trebuia să piloteze pentru Alfa Romeo în locul lui Giovinazzi, iar Calum Milot trebuia să piloteze pentru Haas. Aceștia doi împreună cu al treilea junior Ferrari Robert Schwarzman și el la rândul său pilot în Formula 2 se bat pentru un loc în Formula 1 anul viitor. Unul dintre ei cel mai probabil îi va lua locul lui Antonio Giovinazzi la Alfa Romeo. Rămâne de văzut mai este acolo un semic de întrebare dacă Raikkonen va continua și anul viitor, dar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla iar unul dintre cei trei Va, va, promova în, în, Formula 1. Așteptăm să vedem ce se întâmplă, nu am înțeles momentan dacă sunt planuri să ruleze la Portimao sau la un alt mare premiu din acest an. Puțin mai certă este, este treaba cu cu Robert Schwarzman, el a fost programat de la început să ruleze în Abu Dhabi în sesiunea de antrenamente libere, deci lucrul ăsta este destul de sigur în momentul de față. Mai așteptăm puțin să vedem ce poate face fiul lui Schumacher la bordul unei mașini de Formula 1. Trecem puțin la sesiunea de calificări una surprinzătoare prin pricina faptului că Valtteri Bottas a fost în pole position, a reușit să îl bată pe lui Hamilton cu un tur foarte bun, trei sectoare MOV, vă reamintesc un sector MOV înseamnă că acel pilot a fost cel mai rapid în această porțiune de circuit, fiecare circuit din calendarul Formulei 1 este împărțit din, în trei sectoare mari și late. Ei bine, Valtteri a fost cel mai rapid în toate cele trei porți de la Nürburgring și pleca primul în, în cursa de duminică, pe locul 2 Hamilton și pe 3 Verstappen, dar de data asta Max a fost foarte aproape de cele două de uri în primele tururi din Q3 chiar era într-un pol provizoriu și am văzut aratat polul la mai puțin de 30.000 în cele din urmă. Se apropie cei de la Red Bull de Mercedes în ceea ce privește ritmul pe un singur tur, dar și ritmul de cursă. Iată o să pun aici un grafic de la, de la The Race cu deficitul Red Bull în, în comparație cu Mercedes în acest sezon. Este o caracteristică Red Bull din ultimii ani, au început sezonul nu chiar pe picior greșit, dar puțin mai lent și am văzut că dezvoltă foarte bine monopostul de-a lungul unui sezon, dar acest lucru cred eu are și o altă cauză, în special în acest an când Mercedes a pornit cu un avantaj atât de mare, echipat din Brackley, a oprit practic dezvoltarea monopostului de anul acesta. Ei se concentrează mai mult pe 2021 și mai important pe 2022, atunci când un nou set de reguli aerodinamice și de șasiu vor fi implementate în Formula 1. Este o șansă mare pentru celelalte echipe să mai recupereze teren, dar iată vedem prin faptul că sunt atât de dominanți acum Mercedes și permite să se gândească deja cu un pas înaintea celorlalți și um, vor să fie pregătiți pentru uh, următorul set de reguli din Formula 1 toate acestea a turului Max foarte bun, uh, impresionant acolo pe locul al treilea la fel de impresionant, dacă nu chiar mai impresionant decât turul lui Max, a fost turul lui Charles Leclerc cum a reușit să pună Ferrari ăla pe poziția a patra, nu știu. A spus că l-a avantajat faptul că sesiunile de antrenamente libere de vinere au fost anulate. Atunci, în acest caz, pilotul face o diferență mai mare, fiindcă trebuie să te adaptezi foarte repede la niște condiții atipice pentru Formula 1. Trebuie să ne amintim, până la urmă, este octombrie, la Nürburgring este foarte frig. Iar uh, rar ori vedem aceste mașini rulând în, uh, în condiții uh, și temperaturi atât de, atât de joase. Apoi uh, am avut pe, uh, pe locul 5 uh, primul dintre renouri, Daniel Ricardo, care și-a pus uh, bazele. Podiumul lui care va urma în cursa de duminică prin acel tur foarte bun în spatele său cu echiperul este Banocon. Începe să se apropie de Daniel, cel puțin în calificări, dar are încă ceva lacune în curse Esteban. Totuși o performanță bună pentru cele două Renault-uri și după cum am spus, de pe locul 5-6, dacă profită de ce se întâmplă în fața plutonului, cred că vor mai avea șanse și la alte podiumuri. Alte performanțe notabile din calificări, o mențiune mai puțin plăcută, Sebastian Vettel nu a reușit nici măcar să iasă din Q2, s-a calificat pe locul 11, primul sublinie. Acest lucru îi ofera avantajul teoretic de a-și alege compoziția de anvelope cu care să înceapă cursa de duminică, nu a reușit nici acest lucru și sezonul său de coșmar continuă la Ferrari. L-am avut pe Giovinazzi pe 14, care luptă pentru locul său la Alfa Romeo. Cum spuneam mai devreme, abia acum a reușit pentru prima oară să iasă din Q1 în acest an. Um, italianul um, subperformează și tocmai de aceea locul său la Alfa este pus sub semnul întrebării. Și l-am avut din nou pe grilă în calificări pe Nico Hülkenberg. Um, o surpriză acestui weekend. Lance Stroll, pilotul Racing Point, nu a putut să piloteze în ziua de sâmbătă, s-a simțit foarte rău, a spus el și am aflat din presă și problemele sale care au fost de o oarecare natură hilară, să spunem așa. Otmar Safna, șeful echipei, spunea că nu a putut pilota fiindcă nu a putut să se dea jos de pe, de pe toaletă. Lanz a avut aparent probleme cu stomacul după Rusia, nu a fost vorba de COVID, a fost testat de vreo 3-4 ori și toate testele au fost negative, așa că șansa logică a echipei era să îl aducă din nou pe Nico Hülkenberg, care mai pilotase pentru ei și la Silverstone în acest an, când Sergio Perez nu a putut concura din cauza că a fost diagnosticat cu COVID-19. Hülkenberg S-a calificat ultimul la 40 distanță de a ieși din Q1, sună foarte prost la, la prima impresie când ne gândim că racing points sunt destul de rapizi anul ăsta, dar trebuie să ținem cont de faptul că, că Nico a pilotat această mașină pentru prima oară în calificări în Q1, a ratat sesiunea a treia de antrenamente libere, cea care a avut loc în, în ziua de sâmbătă înainte de calificări, și a trebuit să se obișnuiască cu un monopost diferit față de cel de la Silverstone. Racing Point au adus între timp ceva upgrade-uri anul acesta. Vom vedea, cursa va fi o, o altă poveste, dar Hülkenberg, Nico Hülkenberg s-a întors în Formula 1 cu ocazia marelui premiu de acasă de la Nürburgring. Ajungem și în ziua de cursă. Cum spuneam, ploaia din păcate nu și-a făcut apariția au fost câțiva stropi pe parcursul marelui premiu, dar nimic, nimic notabil, nu s-a amestecat ordinea din, din această pricină. Am avut totuși condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, am văzut temperatura asfaltului doar 15-16 grade Celsius, temperatura aerului sub 10 grade Celsius. Acest lucru a însemnat că toate echipele au avut dificultăți în a menține anvelopele în plaja lor de funcționare, Anvelopele slick nu funcționează la temperaturi scăzute și dacă nu reușești să le aduci în acea fereastră de temperatură, în special, aceste pireliuri nu sunt, nu sunt foarte performante. Toți piloții au avut de furcă cu acest lucru, practic, pneul hard adus de pireli nu prea a fost folosibil sau a avut performanțe foarte proaste din, din acest punct de vedere. Valtteri Bottas plecat din pol position pe partea stânga a circuitului. Poate vă întrebați de ce polul este pe stânga când primul viraj este de dreapta, deci practic polmenul are un dezavantaj având trasa exterioară și implicit mai lentă în prima curbă. Ei bine, acolo este trasa ideală pe acest circuit, ai șanse mult mai mari să ai un start mai bun din pricina faptului că, în teorie, pista este mai curată și mai gumată pe, pe acea parte. Am văzut în cele din urmă Hamilton și Bottas au avut starturi aproape identice. Acest lucru i-a negat avantajul lui Valtteri din pole position și Hamilton era la conducerea cursei după primul viraj a avut interiorul acolo, Valtteri a rămas foarte mult pe exterior, a trecut de linia albă care delimitează circuitul și a trecut peste vibratoarele alea foarte agresive a rămas totuși pe interior pentru cel de-al doilea viraj, Valtteri foarte agresiv și foarte oportunistic, acolo o mutare foarte bună pentru a-și recapăta conducerea în, în a doua curbă a fost un Valtteri mai agresiv decât l-am văzut de obicei la start, o mișcare foarte bună, spun eu, deși au fost foarte aproape de contact cele două Mercedesuri uri Valtteri chiar își dorea acea victorie și a tras destul de tare în, în primele tururi. Astea fiind spuse, avantajul său a fost negat când în turul 12, dacă nu mă înșel, a blocat puntea față pe frânarea pentru primul viraj, Hamilton a ținut aproape de el, l-a pus cât de cât sub presiune, iar acel blocaj pe, pe frânare i-a distrus acel set de anvelope ale lui, ale lui Valtteri. Într-o mașină de Formula 1, când faci asta, ajungi să ai practic un cauciuc pătrat și chestia asta se simte foarte mult, mai ales la viteze mari, pe liniile drepte. Vibrațiile care sunt apoi transmise în mașină și mai ales în, în cap sunt foarte puternice. Piloții acuză uneori că nici nu mai pot vedea din pricina acestui lucru și e o chestie pe care am experimentat-o și eu. E, e o senzație foarte neplăcută. Am văzut în trecut lucrurile pot fi atât de grave încât să rupă suspensia față a unei mașini. Am avut acel moment cu... Kimi Raikkonen chiar tot la Nürburgring, acum mulți ani, nu mai știu dacă era 2006, cred, dacă nu mă înșel, când cei de la McLaren nu au vrut să schimbe o anvelopă cu un flat spot și până la urmă suspensia a cedat, roata s-a rupt pur și simplu. Acolo a pierdut Valtteri în Marele Premiu, acolo a pierdut cursa în, în mod clar, o eroare neforțată din, din, partea sa în aceste condiții destul de dificile. Hamilton a trecut la conducere, putem argumenta că până la urmă Valtteri oricum a abandonat cu probleme la motor, deci n-ar fi făcut o diferență, dar da, o greșeală din, din partea acestuia. Puțin mai în spate, Alex Albon și cu Daniel Ricardo s-au acrășat în cel de-al treilea viraj. Am văzut Alex acolo foarte târziu pe frânare, a blocat și el puntea față o eroare pe care avea să o comită de mai multe ori în acest mare premiu. L-a atins pe Daniel în roata stânga spate. Monopostul Renault a derapat puțin, Daniel a contrabracat și a reușit să continue, dar povestea podiumului putea să se schimbe acolo foarte, foarte subit. Charles Leclerc a fost pe 3 după cele două Mercedes, pe 4, mă scuzați, după cele două Mercedesuri și Max Verstappen în primele faze ale Grand Prix-ului, dar cum a spus și el după aceea nu a avut un sentiment foarte bun pe anvelopele soft cu care a început nu și-a putut păstra această poziție, în cele din urmă el a terminat pe 7 într-un Ferrari care a primit niște upgrade-uri pentru această cursă o performanță bună, dar nu rezultatul excelent la care ar fi sperat acesta să termine pe 4 sau, de ce nu, poate chiar un podium oportunistic, cum am văzut, de exemplu, la Silverstone din partea lui, lui Charles. Totuși, cursa sa nu a fost atât de dezastruoasă precum a lui Sebastian Vettel, care nu a reușit să puncteze, a terminat pe 11, unde a început după ce s-a învârtit, <coughs> trebuie să fac asta, spinala în primul viraj. Da, sezonul foarte dificil pentru Sebastian continuă și cu siguranță abia așteaptă să se încheie și să treacă la Aston Martin. Nu cred că mai este motivat deloc să tragă anul acesta la Ferrari. Acolo discordia cu echipa este completă. Nu, nu înțelege de ce nu a fost nici măcar invitat să ia parte la discuțiile contractuale pentru 2021. Ei bine, spuneam mai devreme de Kimi, acesta a reușit să doboare recordul pentru numărul de cele mai multe starturi în Formula 1, 323 pentru Kimi Raikkonen, l-a depășit astfel pe Rubens Barrichello, un Kimi care a făcut boacăne într-o cursă în care... S-a acroșat cu George Russell în primul viraj, a încercat acolo interiorul la George, a avut un moment de supravirare, a încercat să contrabracheze, dar uh, apoi uh, alfaul său a, a alunecat practic în, uh, în mașina Williams, sfârșit de cursă pentru George și mare păcat pentru Kimi, care este acum cel mai bătrân pilot din Formula 1, rămâne de văzut dacă va continua și anul viitor și cine va fi cu echipierul său. Trebuie să amintim și de Nico Hulkenberg, am spus mai devreme că s-a calificat ultimul ei bine germanul pe pista de casă de pe 20, a reușit să aibă un parcurs foarte constant, să profite și de multele abandonuri din această cursă, trebuie spus, și a terminat până la urmă pe 8 în puncte. Acest fapt a contribuit și la progresul echipei Racing Point, aceștia urcând până pe poziția 3 -a în clasamentul constructorilor. Um, cel mai bun tur al său a fost cu o secundă mai lent decât um, cel al lui Sergio Perez Deci se simte clar morțeala acolo Nu putem spune că Hulk a fost devastator de rapid Dar a fost foarte constant și uh, a profitat de oportunitatea care i s-a oferit cu această cursă um, un, parcurs, un parcurs foarte bun pentru, pentru Hulk Care a luat și uh, Driver of the Day Și o informație de ultimă oră referitoare la Nico Hülkenberg îl propune pe acesta ca un potențial candidat la un loc în echipa Red Bull în 2021. Este vorba de data aceasta de informații direct de la sursă. Helmut Marco, cel care se ocupă de piroții Red Bull, a spus că dacă Alex Albon nu performează așa cum are echipa nevoie, pentru a-și consolida poziția în campionatul mondial la echipe, ei bine, aceștia ar fi interesați fie de Hulkenberg, fie de Perez. Marco a spus că el nu crede că sunt piloți care se pot apropia în acest moment la mai puțin de 30 de Max Verstappen, dar a și recunoscut că Alex Albon face asta doar în weekendurile sale foarte bune, iar în rest este puțin mai departe, l-am văzut acolo la 5-60. Uh, și nu doar atât, aparent, Hulkenberg ar fi putut pilota chiar pentru Red Bull în weekendul de la Nürburgring. Ei bine, testul lui uh, Alex Albon de COVID a fost neconcludent în prima fază, aparent el și mai mulți piloți au avut această problemă și Helmut vorbea deja cu, cu Nico pentru a-i prelua mașina acestuia în caz că Albon ar fi avut COVID dar iată că este informații noi la iveală și performanța lui Hulk nu trece neobservată. Helmut l-a lăudat pe acesta în ceea ce privește parcursul său în Grand Prix-ul de la Nürburgring. Ce credeți? Are Hülkenberg vreo șansă să ajungă la Red Bull în 2021 sau probabil chiar Perez? Eu cred că sunt șanse mici, dar nu inexistente, dacă Alex Albon nu începe să fie un pilot mai abil și să se apropie mai des de Max Verstappen, eu cred că aceștia îl vor înlocui în cele din urmă. Nu au spus că ar vrea să îl încerce din nou pe Pierre Gasly la Red Bull, dar că juniorul lor din Formula 2, Yuki Tsunoda, este un potențial candidat pentru locul la Alfa Tauri din 2021, cel mai probabil înlocuindu-l pe Daniel Kvyat. Helmut a spus că trei din cele patru locuri disponibile la Red Bull, două la Red Bull Racing și două la Alfa Tauri, sunt deja stabilite și că doar locul lui Albon mai este subiect de discuție în acest moment. Max Verstappen pe 2 în ritme cursă nu a reușit să îi provoace pe cei de la Mercedes, spuneam la start, a fost puțin prea departe pentru a profita de lupta celor două mașini argintii în fața sa. A terminat pe un bine meritat loc doi după abandonul lui Bottas, cred că după acea greșeală lui Bottas ar fi făcut asta oricum. Se apropie Max în ceea ce privește ritmul de cursă și ritmul de calificări, dar este totuși o situație dificilă pentru el nu poate să câștige pe ritm pur. Vreau să clarific și ceva despre care am discutat în podcastul trecut. Am spus că odată cu retragerea Honda din F1 e posibil să aibă niște clauze în contract care iar putea să schimbe echipa. Ei bine, de atunci Christian Horner a, devenit, a revenit cu o declarație în care spune clar și răspicat că nu există așa, așa o clauză în contractul lui Max trebuie să rămână astfel la Red Bull și șansele sale de a pleca momentan par inexistente. Continuă să extragă maximul din acea mașină. Locul 3 este, este practic cel mai bun scenariu la care, la care poate spera Max într-un weekend de cursă dar profită mereu și mai ciupește câte un loc 2 sau chiar câte o victorie atunci când cei de la Mercedes au făcut. Ei bine și să ajungem acum la cel mai controversat punct de discuție și anume recordul lui Hamilton, cum se compara acesta cu Michael Schumacher, cine cred eu că este mai bun și toată vulva din jurul acestuia. știu că Hamilton um, are multă lume care îl contestă, se spune că el câștigă doar fiindcă are cea mai bună mașină că oricine ar putea câștiga în acest Mercedes și că este doar o consecință naturală a, a locului unde, unde este. Mie mi se pare foarte impresionant faptul că acest record al lui, lui Michael a fost um, egalat atât de curând. Multă lume la acea vreme credea că va rămâne pentru foarte mult timp, dacă nu chiar pentru totdeauna. Trebuie să punem în perspectivă chestia asta. 91 de victorii înseamnă mai mult de 5 sezoane, sau aproape 5 sezoane cu câte 20 de curse pe sezon, în care un pilot ar trebui să câștige fiecare cursă, este un, un număr absolut fabulos. Hamilton îl va depăși cu siguranță, va trece de borna celor 91 de victorii. Și da, acest lucru este posibil, fiindcă Hamilton este acum în cea mai rapidă mașină din Formula 1, dar trebuie să ne aducem aminte din punctul meu de vedere. Și Schumacher a avut cea mai bună mașină în perioada aceea, poate că nu în fiecare sezon, dar în majoritatea sezoanelor acest lucru este valabil și pentru Sebastian Vettel sau și pentru Alan Prost. De-a lungul istoriei în Formula 1 a existat mitul ăsta că cei mai buni piloți ar câștiga și cu roaba de butelie. Ei bine, lucrul ăsta nu este în niciun caz valabil din punctul meu de vedere am văzut aici colo niște performanțe și niște dovezi de abilitate pură care într-adevăr au trecut peste performanțele de care mașina era capabilă la acea vreme, ne amintim de un Sena la Monaco în 86, de Schumacher la Barcelona pe UD în 96 și așa mai departe, dar pentru a câștiga un titlu mondial este nevoie să ai cea mai bună mașină. Dacă îl punem pe Hamilton acum într-un Renault, sigur nu va câștiga curse, dar și uh, reversul este, este probabil adevărat. Dacă punem un pilot mai slab în acest, uh, în acest Mercedes, va câștiga câteva curse, dar nu va avea în niciun caz acest uh, nivel de dominanță uh, absolut impunător pe care Hamilton uh, îl afișează. Eu sunt în general adeptul teoriei și uh, destul de convins că fiecare generație de piloți uh, care vine este mai bună decât precedenta. Vedem acest trend în general în toate sporturile, nu doar sporturile cu motor, ne uităm și la atletism, la olimpiade, recordurile sunt acolo pentru a fi doborâte. În motorsport este ceva mai greu, fiindcă aici echipamentul tehnic contează disproporționat de mult raportat la celelalte sporturi. Ok, la tenis ai o rachetă de tenis și cam atât, la alergare ai doar pantofii din picioare, ei bine, aici ai o echipă întreagă în jurul tău, ai uh, mașina care trebuie să fie foarte bine dezvoltată, ai anvelopele diferite, specificații de componente, este un sport uh, mult mai complex și provocările sunt diferite de la o era la alta, dacă în anii 60 erau un succes doar faptul că supraviețuiai unei curse, ei bine, în ziua de azi provocarea este una cu totul alta, se optimizează fiecare aspect, se caută fiecare zecime de secundă care poate fi Extrasă din fiecare Grand Prix, de la pit stop-uri, la in-lap-uri, la out-lap-uri, la absolut tot ceea ce înseamnă pregătirea unui weekend, vitezele pe care aceste monoposturi le ating sunt cele mai mari din istorie. Sena, de exemplu, ar fi visat să poată parcurge circuitele cu această viteză pe care mașinile actuale o afișează. Și mai vreau să ating aici un lucru de care eu nu sunt foarte convins că este atât de verosimil și se imputează foarte des lui Hamilton. O să mă acuzați acum că, că sunt fanboy, dar vă rog, nu dați încă dislike acestui video, și anume personalitatea sa. Ei bine, să ne amintim că toți campionii mondiali. Au o latură foarte dură, au o latură întunecată, dacă vreți, dacă ne amintim și mai ales dacă sunteți fan Sena, să ne amintim că acesta avea accidente intenționate. practic cu prost la Suzuka în, în primul viraj l-a scos intenționat pe acesta pur și simplu pentru că nu era de acord cu jocurile politice din spate și uh, pe ce parte a fost desemnat pole position pentru acel mare premiu. Dacă voi vreți să-mi spuneți că asta e dovadă de un caracter bun și de campionei, bine, dați-mi voie să nu fiu de acord cu voi. Hamilton, da, se mai plânge pe radio, a mai avut, să spunem așa, declarații controversate, mai ales în trecut, în perioada de debut și la McLaren, dar în ultima vreme mi se pare că cel puțin în duelurile roată la roată nu a făcut niciodată ceva cu adevărat condamnabil sau uh, nu a avut uh, ieșiri uh, absolut frapante, cum a avut de exemplu Fetel în Mexic, uh, ne aducem aminte, practic l-am jurat pe radio pe Charlie Whiting, pe directorul de concurs din acea vreme, o chestie care mi se pare absolut intolerabilă. Puteți fi de acord cu uh, stilul său vestimentar, eu știu ce face în afara Formulei 1, nu discut despre chestia asta, nu mă interesează, vorbesc pur și simplu de caracterul său ca pilot în timpul cursei și la circuit. Mi se pare că Hamilton este clar uh, un uh, campion uh, mondial veritabil și unul dintre, dintre cei mai mari piloți din istoria Formulei 1. Acum, dacă pot eu să spun că este mai bun decât Schumacher, mai bun decât Sena, Fangio, Prost sau uh, Fettel, ceilalți piloți din, uh, din istoria Formulei 1, este destul de dificil într-un podcast atât de scurt, cred că ne trebuie un alt. Uh, un alt episod dedicat acestui subiect, vă spun atât cu siguranță, îl pun în top 3. Are viteza pe un singur tur absolut incontestabilă, este un qualifier redutabil, este constant în cursă și în ziua de azi face foarte puține greșeli. Mi se pare că sunt calități pe care Hamilton le are și de care se folosește foarte bine în Formula 1. Să nu uităm. Bottas este totuși un pilot care a reușit să termine pe podium cu Williams, deci nu este un pilot atât de slab pe cât crede lumea, sigur nu este la nivelul lui Hamilton, dar vedem caracteristica generală cu acești mari piloți, cum este Hamilton, cum este Verstappen, cum a fost și Schumacher sau alții în istorie, este că își anihilează pur și simplu coechipierii. În ziua de azi să anihilezi pe cineva înseamnă 20-30, hai să spunem jumătate de secundă în calificări, pe vremuri asta putea să însemne chiar peste o secundă în funcție de ce era ne uităm, dar per total mi se pare că a judecat foarte bine mutarea sa de la McLaren la Mercedes, a venit aici la un moment prielnic și nu știu dacă trebuie să mai demonstreze ceva pentru ceilalți, pentru mine este, cum am spus, în top 3 all time hai să vă spun acum și cine mi se pare mie, driver of the day, am spus că o să fac asta în fiecare podcast. Ei bine, nu-l aleg pe Nico Hulkenberg, precum fanii Formulei 1, ci pe Daniel Ricardo. O performanță foarte bună, locul 5 în calificări, nu cred că a extras maximul din acel Renault în calificări, dar în cursă a fost, a fost redutabil. Mă mir că a controlat atât de bine mașina la acea coliziune cu Albon în primul viraj, și de-abia aștept să văd ce tatuaj își va face la Abitebul. Ca urmare a pierderii paliului cu, cu Ricardo, să amintim șeful de la Renault, trebuie acum să-și facă, să facă, un tatuaj în onoarea acestui podium și sunt sigur că va fi ceva amuzant să vedem ce este pentru mine. Daniel Ricardo a fost driver of the day. Spuneți-mi voi în comentariu cine va a impresionat cel mai mult în acest mare premiu, Hamilton, Verstappen, Ricardo, Leclerc. Uh, pentru mine a fost clar de Încheiem aici acest episod din uh, Jurnale Funu. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și că m-ați urmărit. Spuneți-mi, vă rog, uh, în comentarii ce alte subiecte ați vrea să abordez pe viitor. Știu că am primit ceva sugestii de la fani, din păcate nu am avut timp în ediția asta să răspund la ele, dar întrebările le adun și când voi avea timp la marile premii mai anoste, să spunem așa, cu puține subiecte de discuție, voi discuta și, și despre asta. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook dacă vreți să fiți la curent și cu planurile mele din viața reală, cum decurge sezonul meu din Supercar Challenge în Olanda. Am reușit să ne adjudecăm campionatul în ultima etapă de la Zandvoort. Am pilotat astfel în sfârșit pe noul circuit de Formula 1 unde trebuia să se desfășoare marile premiu al Olandei din acest an. O etapă foarte dificilă pentru noi, dar un circuit foarte fain și un rezultat bun în cele din urmă. Eu am fost Alexandru Cascatău, nu uitați să vă abonați la canal, dați un like, subscribe, share, comment, tot ce trebuie. Și ne auzim pentru ediția următoare. La revedere și numai bine!